Bună, dragii mei berbeci, și bine ați venit la etalarea voastră pentru săptămâna 19-25 aprilie. Hai să vedem ce așteaptă pe dragii mei berbeci în această săptămână. De asemenea, vă reamintesc că au apărut și filmările pentru a doua jumătate a lunii aprilie. Vă indic să le ascultați și pe acelea. Și de asemenea, dragii mei berbeci, vă reamintesc că sunt și acele filmări dedicate primăverii astronomice, adică pentru perioada martie, aprilie, mai. Vă indic să le ascultați și pe acelea, cu siguranță găsiți ceva interesant și pentru voi. Hai să vedem, avem așa 8 de bâte, puterea, 9 de spade, 5 de cupe și regele de monede și nebunul. Cred că ați avut o dezamăgire aici sau văd un nou început, așa că cineva ori pleacă de nebun, ori cineva dă bir cu fugiții. Văd aici că e posibil să vă treziți cu tot felul de vești din acestea așa peste noapte, poate nașterea unui copil, poate discutăm de un proiect nou, ceva care vă stresează aici pe voi și văd foarte multă pasiune din partea voastră. Văd că e ca o provocare acest eveniment, o provocare care vă face să dați dovadă de multă voință, vă face să dați dovadă de multă iubire, de multă iscusință mentală și văd aici totuși un succes la care reușiți să ajungeți. Sau niște drumuri pe care le faceți. Da, voi sunteți privilegiați, deci a fost motanul la început, acum a venit pisica. Și să știți că s-a urcat și motanul pe masă. Hai să vedem justiția. Ce gândiți voi? 3 de monede. Ce simțiți voi? 4 de cupe. Ce e la baza manifestărilor? Wow, 2 de cupe, dragii mei berbeci. Ce e în exterior? 10 de monede. Ce gândește cealaltă persoană, valetul de cupe, ce simte și ce gândește patru de spade. Foarte interesant. Văd niște vești bune pe care le primiți pe zona actelor sau pe zona justiției, poate aveți de făcut drumuri iarăși în acest sens, ceva aveți voie de rezolvat și de asemenea văd foarte multă pasiune, foarte mult entuziasm din partea voastră vis-a-vis de un proiect anume, vis-a-vis de niște acte, de a face dreptate, de a clarifica poate o situație, poate vreți să clarificați o situație și în sfârșit în această perioadă aveți ocazia. În regulă, justiția, să știți că este o arcană majoră, semn că e o perioadă în care poate vi se face dreptate pe un anumit plan. Poate chiar pe zona aceasta divină, da? Că tot s-a jucat pisica cu busuiocul, deci poate e ceva divin acolo. Hai să vedem ce gândiți voi. 3 de monede. Voi sunteți cu gândul ori la un trio, ori la niște prieteni, la niște răspunsuri, la un grup de oameni, iarăși pentru unii dintre voi. Văd aici că vă gândiți foarte intens, ori să învățați ceva nou, ori să începeți să faceți ceva nou, la modul general vorbind în viața voastră. Și vă văd într-o poziție foarte, foarte bună. Poate discutăm de o nouă asociere, de niște cursuri la care vă scrieți, poate învățați să faceți ceva nou, la modul general vorbind, sau poate mergeți și cereți sfatul cuiva. Ce simțiți voi? 4 de cupe. Voi sunteți cam indispuși, dragii mei berbeci, nu e un motiv anume, poate chiar discutăm despre acest nou început care nu este foarte, foarte bine văzut de către voi, nu știu, sau e o nouă etapă din viața voastră, e ceva nou care trăiți acolo. Și mai văd aici cu acest 4 de cupe că poate, de asemenea, poate aflați tot felul de vești, tot felul de vorbe în această perioadă de la o persoană anume din viața voastră. Și poate acest lucru nu prea vă convine, deci poate niște vești despre o persoană dragă vouă sau despre o persoană mai tânără. Oricum ar fi, în sufletul vostru e așa o energie de copil, de mesaje de iubire pe care le primiți. La baza manifestărilor voastre, un 2 de cupe, ce frumos, dragii mei berbeci, poate unii vă îndrăgostiți fără voia voastră, poate conștientizați acest lucru în această perioadă. De asemenea, pentru alții dintre voi, să știți că acest 2 de cupe vorbește aici foarte frumos despre un contract, despre o negociere, despre o asociere, poate în familie, poate vă împăcați cu cineva, poate vă întâlniți cu cineva drag. În exterior, 10 de monede. În exterior, cred că zona familiei este foarte importantă pentru voi în această perioadă. De asemenea, mai simt aici că poate aveți de-a face cu vreun grup de oameni cu care faceți o înțelegere, poate începeți ceva. Văd totuși că porniți la un drum pentru unii dintre voi, un drum cu acte, un drum pentru a face dreptate, un drum pentru a clarifica o anumită situație. Și asta e interesant.
Acest 10 de monede aici, să știți că mai vorbește iarăși de o împlinire financiară. Asta dacă așteptați niște bani sau ceva de genul acesta, să știți că e o perioadă benefică pentru voi în acest sens. Să clarificați ceva în legătură cu banii, să clarificați ceva în legătură cu familia, cu un grup de oameni, cu niște persoane foarte dragi vouă. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Acum, dragii mei berbeci, oricineva e îndrăgostit aici, poate să fie o persoană mai tânără sau putem să discutăm de copilul dumneavoastră care poate, asta dacă aveți copii, da? Care este foarte important și copilul care, nu știu, auzit tot felul de vești despre el sau despre ea. Dacă discutăm că sunteți într-o relație cu o persoană mai tânără, atunci cealaltă persoană să știți că este foarte, foarte concentrat sau concentrată pe el sau pe ea. Pur și simplu e un mic narcisist aici, o persoană care își vede foarte mult interesul, o persoană care este pur și simplu fascinat de propria sa identitate în această perioadă. E o persoană care se redescoperă pe sine. Acum, dragii mei berbeci, nu-i neapărat că discutăm despre un adolescent sau despre o persoană mai tânără. Chiar putem să discutăm și despre o persoană, eu știu, mai înaintată în vârstă, care abia acum își descoperă anumite lucruri din interiorul lui sau din interiorul ei. Și asta e foarte interesant. Hai să vedem ce gândește cealaltă persoană. Cineva meditează, dragii mei berbeci, cineva se gândește foarte, foarte intens la voi, cineva poate chiar e într-o stare de meditație, deci poate aveți în preajmă vreo persoană care este mai apropiată de zona aceasta ezoterică, de zona spirituală și stă aici, meditează, se gândește foarte intens la sufletul lui, la sufletul ei, la zona familiei, poate chiar la o eventuală familie cu voi, pentru unii berbeci. Pentru alții, să știți că văd aici că cineva ori și ia concediu și ia liber, cineva poate chiar își dorește, eu știu, un moment așa mai special cu voi, un moment în care poate să discute mai mult cu voi, moment în care să petreacă timp. Văd aici că voi sunteți pregătiți, dragii mei berbeci, să oferiți ori din cunoașterea voastră, ori din experiența voastră. De asemenea, e posibil ca această persoană chiar să vă învețe această idee de meditație, această idee de echilibru, poate chiar faptul că cealaltă persoană pune foarte mult accent pe această idee de concediu, de odihnă, e posibil să vă influențeze și pe voi. Acum poate aveți o întâlnire de acest sens în această săptămână, eu nu zic nu, că orice este posibil. E foarte intens aici energia cupelor, din câte vedeți. Semn că e o săptămână foarte profundă pentru voi, o săptămână cu multe emoții, o săptămână în care eu cred că reușiți să clarificați aici această situație din viața voastră. De asemenea, posibil să aflați niște vești cu privire la niște acte și să nu vă placă, da, chiar atât de mult. Poate chiar discutăm despre un contract, despre o înțelegere, despre un parteneriat. Și asta e foarte, foarte interesant aici. Să știți, dragii mei berbeci, că pentru unii poate fi vorba de un copil, poate fi vorba de un divorț iarăși, da? Pentru că aici sau o despărțire, da? Dar repet, acolo unde lucrurile știați că nu mai funcționau. Pentru că uitați, eu văd aici totuși un nou început, văd aici lucruri foarte interesante pentru voi. Pur și simplu un curaj din acela fantastic și o dorință de a încerca să aflați mai mult și poate ceea ce aflați nu prea vă convine, dragii mei berbeci, e posibil să stârnească nițel orgoliu din voi, dar în ciuda acestui fapt chiar să încercați aici și să reușiți să discutați cu cealaltă persoană, să reușiți să ajungeți la un consens, la o înțelegere, poate chiar conștientizați că cealaltă persoană este într-un moment de descoperire la modul general vorbind în viața lui sau în viața ei. Per total, să știți că e o săptămână bună la voi, o săptămână, v-am spus, cu multe emoții, poate și cu ceva bani, dar e o săptămână foarte profundă din acest punct de vedere.
Frumos, dragii mei berbeci, aceasta a fost și etalarea voastră. Vă indic să ascultați și semnele zodiacale cu care intrați în contact, semnele zodiacale în care aveți luna, ascendent, nodul nord, descendent sau orice altă legătură cu un anumit semn zodiacal. Cu siguranță sunt și acolo mesaje pentru voi. De asemenea, dragii mei berbeci, vă reamintesc că au apărut și filmările dedicate pentru a doua jumătate a lunii aprilie. Le găsiți în playlist-ul aprilie. De asemenea, vă reamintesc că sunt și filmările dedicate primăverii astronomice pe fiecare semn zodiacal în parte. Le găsiți în playlist-ul anul 2021. Eu vă pupăcesc și vă doresc o săptămână binecuvântată.